Eu am făcut o mică analiză care vreau să vă aduc la cunoștință că din cele 13 adunări parlamentare, în 1, 2, 3, 4, 5, 6 din ele, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu are niciun reprezentant. Respectiv în celelalte, din cele 13, are câte unul sau cel mult în consubliant. Doi deputați din fracțiuni nu se regăsesc nici într-o delegație permanentă. Mă refer la domnul Angela Gache și Grama Octavian, care au fost omiși. Iar iarăși regulamentul prevede că orice deputat din Parlament trebuie să facă parte din componența unei adunări parlamentare, fie ca membru, fie ca supleant. O să aduc și alte argumente, sau nu alte argumente, dar alte exemple. Cei 7 fugari din Partidul Liberal Democrat din Moldova, care, încă o dată zic, le-au jurat credință și actualei guvernări, s-au ales cu 2 președinții și respectiv fiecare din ei se regăsesc ca membru în una, 2 delegații și respectiv ca supleanți tot în una, 2 sau 3 delegații. Eu îmi pun întrebarea și vreau să întreb și cetățenii Republicii Moldova, pe cine vor reprezenta acești deputați care au câștigat mandatul pe listele unui partid politic, actualmente ei singuri nu știu a cui sunt și pe cine vor reprezenta ei în adunările parlamentare ale Parlamentului Republicii Moldova cu organizațiile internaționale.